Inspectorii de muncă din cadrul ITM-OLT au efectuat 189 de controle specifice în luna octombrie. Domeniile de activitate verificate din punct de vedere al respectării legislației specifice au fost construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și persoane și agricultură. În urma acțiunilor efectuate au fost identificate peste 180 de deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere, cele mai frecvente fiind următoarele neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractele individuale de muncă, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă, ne transmiterea la termen în Registrul General de Evidența a Salariaților a Contractelor Individuale de Muncă și a Modificărilor Acestora, neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, neacordarea și neverificarea folosirii echipamentelor individuale de protecție, neefectuarea controlului medical periodic, iar pentru cele mai grave au fost aplicate 30 de sancțiuni, dintre care 18 avertizmente și 12 amenzi, în valoare totală de 133.000 de lei. În luna octombrie 2024, inspectorii de muncă au identificat și patru persoane care desfășurau muncă nedeclarată, celor doi angajatori care le foloseau fiindu-le aplicate amenzi în valoare de 80.000 de lei. De asemenea, în cursul lunii trecute au fost comunicate instituției un număr de 19 evenimente soldate cu 19 persoane care au suferit incapacitate temporară de muncă.